Am revenit, așadar, FCSB astăzi o gură de oxigen din nou, o victorie lejeră, s-a distrat în anumite momente, a arătat că se poate și fără Man. Mâine așteptăm debutul lui Man. S-ar putea ca el chiar să se producă, pentru că a prins lotul la Parma în meciul de la Napoli, ora 19, Luxor Plus, e în direct acest joc. Iar când tot vorbim de românii din afară, românii din Turcia astăzi au avut meciuri, au avut treabă. Victorie pentru Petrescu, din nou eliminat Șumudică, dar discutăm puțin mai târziu despre asta, pentru că s-a întâmplat un eveniment ciudat în Europa. Trebuia să transmitem în această seară și Marseille cu Rennes, dar s-au întâmplat niște lucruri acolo, niște proteste, și ne-am gândit să vorbim cu cel mai mare fan al lui Marseille din România, Radu Banciu, în direct cu noi. Te salutăm, Radu! Salut, Vlad! Spune-ne tu, ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat la Marseille, de ce s-a amânat meciul și ce înseamnă imaginile astea, că parcă e o revoluție acolo. Voi aveți imagini acum? Vă uitați la televizor? Da, ne uităm, da. Am văzut și eu niște imagini, acum am televizor deschis, deci nu știu exact ce vedeți. Vedem niște proteste, multă lume, fumigene. Deci ideea e că au fost vreo 400 de suporte care s-au adunat după amiaza. Nu neapărat în ideea de a amâna meciul. Ei s-au dus peste jucători, peste staff, peste salariați, pentru că la Marseille toate sunt regrupate acolo la centru de antrenament. Era o măsură de asta pe care eu luasem cumva de vreo 2 săptămâni. Era planificată, se știa că va avea loc. Numai că se pare că n-au fost suficienți polițiști mobilizați. Atunci au reușit să intre cumva dincolo de grilele, de gardul ăla de la intrare la centru de antrenament. Și au dat cu petarde, au intrat peste ei. A fost un fel de gherilă de asta, de gilet jaune, cum se întâmplă acum, e la modă în Franța. Da. Și jucătorii n-au fost loviți, cu excepția lui Alvaro González, care s-a trezit cu o petardă în spate, dar nu era el vizat. Nu a fost o intenție să ia pe jucători sau pe salariați pe sus. Era o măsură o acțiune de protest care să atragă un semnal de alarmă că situația era disperată, practic, la nivelul sportiv. În special în dreptul președintelui era organizată acțiunea. Ăsta nu mai are trecere la Marseille. Nu e un om venit din mediul fotbalistic. A pierdut ușor adeziunea asta pe care avea la început. Suporterii nu-l mai înghit. N-are impact asupra suporterilor, absolut deloc. Un limbaj din ăsta metalizat venit dintr-un alt domeniu nu a reușit nicio clipă să se impună. Jucătorii sigur că nu și-au făcut treaba, e criza asta specifică clubului. Marseille totdeauna a trecut prin crize de genul ăsta, de ceva a ieșit din comun. Atâta doar că e prima criză, într-adevăr, era Viași Boaș, da. Anul trecut n-am avut așa ceva. Dar, de regulă, orice antrenor la OM se întâlnește la un moment dat cu un eveniment de tipul ăsta. Adică e un club care n-a reușit să evite niciodată în istorie crizele astea majore de identitate. Pentru că pasiunea genul ăsta e, cum să spun, e ca în aer când se creează condensul ăla, știi? Deci nu poți să fii la același numitor totdeauna terenul cu așteptarea suporterilor. Deci nu e ceva surprinzător pentru mine. Am ascultat ce spuneau și francezii pe la televizor, pe la radio. Sigur că se exagerează, se vorbește ca de sfârșitul lumii. În realitate nu s-a întâmplat mare lucru. 25 de interpelări, deci vreo 25 au fost arestați, sigur vor fi judecați. O să mai fie probabil și alții, eu iau acolo camere de luat vedere peste tot, deci vor fi destul de ușor de prins și se va calma atmosfera. Și meciul se va juca, Liga a comunicat că nu există nicio sancțiune împotriva clubului. Ăia de la Rennes au acceptat și speriați un pic de evenimente, au zis imediat da. Singurul lucru, OM probabil va trebui să-i plătească lui Rennes să despăgubească această deplasare inutilă.
La ora asta la care vorbim noi, Rennes deja s-a întors acasă. Deci i-au plecat repede cu avionul după amiaza asta sau într-o oră au fost înapoi. Deci au ajuns între timp. Meciul va fi reprogramat la o dată ulterioară. Nu sunt sancțiuni sportive pentru OM și nici financiare, pentru că clubul, cum să spun, face plângere împotriva suporterilor pentru că ar fi fost luat o static cumva. Deci nici într-un caz clubul nu are de suferit. Da, adică să se înțeleagă foarte clar, OM nu este de vină cu nimic. S-a detașat de tot ce s-a întâmplat. Da, pentru că el, dacă se întâmpla la stadion, sau, mă rog, timpul meciului, sau nu știu ce, atunci da. Dar fi luat măsuri de tipul ăsta, aici însă nu avea nicio legătură, iar amânarea meciului în Franța nu se ia niciodată numai cu acordul ligii profesioniste. Trebuie să-și dea prefectul, trebuie să-și dea poliția din zonă, ca să poți să obții așa ceva. Ăia sunt cei care au dat verdictul, practic, cu semnătură, cu, da, domnule, mai bine să nu jucați. Atât timp cât nu obții de la prefectură sau de la municipalitate nimic, nu poți să amâni un meci de fotbal. Deci la ei nu sunt niște reguli din astea strict sportive, nu se pot lua așa. Da, interesant, oricum, evenimentul serii, așa, în Europa și un eveniment ieșit din comun. Mulțumim pentru lămuriri. Radu, te așteptăm luni să dialogăm, pentru că o să le spunem și telespectatorilor, pregătim un proiect nou aici, alături de tine, la loc. Da, o să vorbim despre fără, sper să n-am ecou ăsta, că am sunt un pic deranjat de când mă aud cumva în telefon, da. Așa o e. O să fie mai bine, da. Da, ăsta nu mă, de fapt, prea reușesc să spun ce vreau, că s-au de cumva așa și mă aud cuvintele foarte repede, nu sunt obișnuit să vorbesc. O să rezolvăm cumva dată. Să discutăm pe teme de astea sportive. Ce aș mai vrea să spun aici, te rog. E totuși statistic, e interesant, și că niciodată în istoria campionatului Franței, de 1932 până acum, nu s-a întâmplat așa ceva, ca un meci să fie amânat după niște incidente petrecute la centru de antrenament al unui club, adică în afara incintei stadionului sau arenei unde se juca. Deci este pentru prima oară când se întâmplă un eveniment de tipul ăsta. Da. Asta da, asta poate fi trecută la... Dar în rest nu, exagerăm cu chestiile astea că, domnule, ăștia nu sunt suporte. Am auzit toate clișeele. Ăștia sunt vandali. Nu, hai să fim serioși. Asta e lumea fotbalului, Vlad. Corect. Este o lume care este complet desprinsă de realitate. Da? Mai ales acum ne dăm seama cu pandemia și cu toate astea, cu ce se întâmplă pe la cluburi, cu datoriile, cu drepturile de televizare. Deci fotbalul este o disciplină, un domeniu care este rupt de realitate. Și atunci și aceste incidente țin de lumea lui, nu de lumea noastră. Corect. Deci aici este o ipocrizie să vii și să spui, aoleu, păi de asemenea incidente. Am auzit și eu comentarii pe la televiziune din Franța. Păi da, ce difuzori o să mai vină? Ce o să spună lumea acum, văzând, uite cum este în campionatul Franței, uite-te ce vandali au intervenit. Nu, asta este lumea lor, Vlad. Oamenii ăștia care s-au dus și care făceau parte din grupurile astea de suporteri câștigă 2.000-3.000 de euro pe lună. Un jucător, da, cu care ei vreau să dialogueze, câștigă 450.000 de euro pe lună, nefăcând ăla nimic în plus față de suporterul ăsta care are 3 copii de hrănit acasă, da, care își plătește abonamentul, care plătește abonamentul la cablu, că el ține clubul până la urmă. El se duce și nu mai poate nici el, după 9 rezultate negative la rând, vrea să se ducă și el să dea socoteală, să stea de vorbă cu ăla. Da? Sigur că derapajul este văzut, da, domnule, aoleu, sărit ăștia, au dat foc, au aruncat cu petarde. Sigur că ăsta e condamnabil. Dar actul în sine vine în urma unor evenimente sau unor fapte care, încă o dată, n-au absolut nicio legătură cu lumea în care... Așa e pasiunea asta dusă la limita cu extremul. Haideți să încheiem pe pentru astăzi. Radu, mulțumim tare mult, te așteptăm așadar luni. Vorbim mai multe și despre evenimentul ăsta. Să vorbim despre majoritatea evenimentelor importante din săptămână în fotbal și vei da și niște note. Va fi ceva interesant, spune-mă. Exact. Mulțumim tare mult. Seară bună, mulțumim. Radu.
Salut, salut. Da. Ai întâlnit așa ceva la Dinamo, la Rapid? Da. Nu te miră. Sigur, nu la nivelul ăsta, dar așa cum a spus-o și Radu, sunt oameni care iubesc foarte mult, sigur, e foarte multă pasiune. Pasiune. Și se întâmplă și lucruri de genul. Da, iată, s-a amânat acest meci. Spuneam că vorbim și de românii din Turcia. Astăzi a câștigat Dan Petrescu. Șumudica, hai să-l vedem pe Șumudica, care a fost eliminat, ce credeți, la primul meci. Cred că era cota la pariuri era foarte mică să fie eliminat Șumudica la primul meci. Ce spuneți de comportamentul lui Șumudica până la urmă? Mereu s-a comportat așa. Este un tip vulcanic, energic și câteodată, într-adevăr, întrece măsura. Nu știu exact pentru ce a fost eliminat aici, dar s-a certat cu el mereu s-a comportat așa. Deci nu cred că ar trebui să fie o surpriză. Da, ai fost și tu eliminat de câteva ori în viață, din postura de antrenor. Dar, sigur, la Șumudică parcă se repetă foarte, foarte des. Acum mergi la primul, ești la primul meci la clubul ăsta. Acum vei fi suspendat. Deja nu-ți creezi tu singur probleme când... Da, Șumudică îl cunoști. E un timp foarte expansiv. Reacționează instinctiv. Adică are momente când nu se poate controla. E pasiune pură pentru că e nebunit după fotbal și după rezultat. Mm-hmm. Iubește foarte mult pentru că îl cunosc destul de bine. Doar că, din păcate, el este și un antrenor foarte bun. Foarte bun antrenor. Vede jocul, citește foarte bine, face schimbările. Are, în termen fotbalistic, are nas, ceea ce poate să s-a născut. Dar pierde foarte mult datorită faptului că are ieșirile astea. Îi place să iasă în evidență. Uh-huh. Și undeva, practic, asta îi cumva îi aduce o parte negativă care, la talentul care îl are, eu zic că e ceva care poate să se debaraseze foarte ușor. Da, e păcat, parcă, nu? E păcat. Cred că ar fi avut șanse mai mari să ajungă la o echipă mai bună în Turcia, fără un astfel de comportament. Da, e un tip carismatic. Îi place să facă show, să iasă în evidență. Doar că mă gândesc la un nivel mai mare, nu se acceptă așa ceva. Nu se acceptă, da. Absolut. Poate în Turcia, cu tot respectul, dar în Turcia este și este la fel ca și trăiri. Expansiv, pasional, poate merge sau e acceptat. Da, când vine un străin, poate că au și așteptări mai mari de la străinul ăsta, nu? Bine, dar eu cred că lumea îl cunoaște pe Șumudică deja. Da, bine, clar. Adică, și cred că cumva... Îl acceptă așa cum e, pentru că nu e la prima experiență. Da, acceptă, vezi, la nivelul ăsta, Rizespor, Gaziantep, nu promovată, poate că erau... Oricum, Șumudică a reușit în fotbalul turcesc, deja are o cotă. Dar, sigur. Așadar, înfrângere pentru Șumi astăzi, 1-0 pe terenul lui Fener, care nu era un rezultat chiar dezastros. Să încep, totuși, au jucat cu Fener în deplasare, condițiile în care i-a lipsit jucător, Djokovic a fost titular, fostul jucător de la CFR. Dincolo, Dan Petrescu a câștigat în deplasare la Cazin Pașa 1-0 gol, minutul 94, la ultima fază, practic, a câștigat Dan Petrescu și o veste proastă însă vine de la echipa sa. Se pare că Alibec tot sezonul va fi out. Nu își mai revine în acest sezon după accidentarea suferită, pierdere mare și pentru Națională, pentru că urmează în primăvară meciul, nu? George. Da, și într-adevăr, în România nu prea sunt atacanți pe care să putem să ne bazăm. Și el era cu siguranță unul dintre atacanții convocați pentru aceste meciuri. Da, din păcate, accidentările lui Alibec nu sunt chiar așa de rare. Și destul de dese și a avut accidentări și pe vremea când evolua în România, destul de dese. Cred că ar trebui să își pună el, în primul rând, niște semne de întrebare, pentru că toate accidentările astea vin de la ceva. De la pregătire sau nepregătire. Sau odihnă sau neodihnă. Mulțumesc tare mult, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mâine din nou, în fotbalul, pentru că va fi o duminică
foarte mult fotbal și avem motive tot mai multe să urmărim cu mare interes ce se întâmplă în seria. Mulțumesc! Seara bună!